și toți băieții ăștia de aici, de pe dreapta, cel mai probabil că sunt în spatele fetelor. Mai devreme am venit un băiat ăsta la mine și m-a întrebat dacă sunt în căutare de fete. Și a venit cu un ațipel la mine, cu un fel de poză, în care să-mi spună că uite, astea sunt fetele lui pe care le are și încerca să-mi explice. Dar cum se spune, să mă convine. Barurile cu hostess sau Chia Bakura sunt locurile despre care se spune că ar fi cele mai soft și concepute special pentru bărbații ultra timizi. Teoretic sunt băi, dușuri, dar cu un alt suflet inclus în preț. Vom vorbi despre Image Club sau Imekura, una dintre cele mai populare fantezii de aici din Japonia. Industria sexului din Japonia este de neegalat, fiind un amestec curios de fetișuri recunoscute din Occident cu o întorsătură unică asiatică. Cartierele roșii din Tokyo sunt locuri puternic iluminate cu neon, cu imagini colorate care, la prima vedere, arată ca ceva din cultura pop din anii 80 din vest. Nu este greu de înțeles de ce, având în vedere influențele culturale ale fetelor, gheișe, curtezane, dar nu numai. Se estimează că 2 din 5 bărbați japonezi se duc la prostituate sau au plătit pentru sex cel puțin o dată în viață. Salutare, bine ați revenit pe canalul nostru. Suntem în continuare în Tokyo, iar astăzi vom descoperi împreună cum japonezii au dus prostituția și fetișurile sexuale la un cu totul alt nivel. Dar până să începem să vorbim despre asta, nu uitați să ne susțineți cu un like, să distribuiți videoclipul pentru a ajunge la cât mai multă lume și abonați-vă la canalul nostru pentru că este gratis și ne ajută mult. Orașe precum Tokyo au sute de cluburi specializate pentru a oferi servicii clienților lor, de la barul de hostess la Soapland sau Image Club, dar vom vorbi imediat despre fiecare în parte. Deci în cam marea majoritate a țărilor este ilegală, japonezii au dus prostituția la un cu totul alt nivel și vă spun imediat de ce. Tokyo este plin de așa numitele hoteluri de dragoste, ca acesta, adică niște camere de hotel concepute special pentru sejururi scurte, de o oră, două, trei, unde bărbații, osteniți după o zi de muncă, se pot duce să se relaxeze. Vreau să începem să vorbim despre celelalte locuri ce oferă plăceri japonezilor și nu numai, pe care le-am enumerat mai devreme. O să vă prezint puțin Maid Cafe-ul, despre care am precizat într-un vlog anterior și am promis că vom dezvolta puțin subiectul și că, de ce nu, vom și intra într-o astfel de cafenea. Doar că cel mai probabil vom filma cu camera ascunsă, pentru că, evident, nu e voie să filmez sau să fotografiez într-un asemenea loc. Maid Cafe este un concept de cafenea în care chelnerițele, ce sunt îmbrăcate în uniforme drăguțe, asemănătoare costumelor de servitoare, te tratează ca și cum ai fi stăpânul lor sau un alt rol în funcție de tematica cafenelei. Servitoarele întâmpină clienții drept stăpâni și servesc mâncare și băuturi cu fețe zâmbitoare, iar uneori interpretează și un cântec sau un dans. Aceste cafenele reprezintă o parte importantă a subculturii moderne japoneze și sunt unice și specifice vieții otaku, ce este una dintre cele mai faimoase culturi pop japoneze, reprezentată de către pasionații și iubitorii de anime, manga și jocuri video. De-a lungul timpului, Maid Cafes au apărut în diferite forme, cum ar fi cafenelele majordom, unde se găsesc ospătari bărbați pentru clienții de sex feminin, cafenelele macho, cafenelele prințeselor și alte localuri ce abordează diferite jocuri de rol. Majoritatea cafenelelor de acest tip vor avea o taxă pentru locuri, pe care trebuie să o plătești chiar dacă nu comanzi, însă cele mai multe solicită să faci și o comandă. Clienții sunt limitați la o anumită perioadă de timp și trebuie să acorde atenție unui set de reguli pentru a păstra lucrurile cât mai inocent posibil. Reprezintă una dintre cele mai ciudate forme prin care se pot distra japonezii și se recomandă să negociezi de la bun început prețul final pe care îl vei plăti, fiindcă fetele vor încerca să te păcălească la nota de plată finală, încercând tot mai multe jocuri pe parcursul timpului petrecut cu ele.
hotelurile cu hostess sau Kia Bakura sunt locurile despre care se spune că ar fi cele mai soft și concepute special pentru bărbații ultra timizi. Plătești intrarea și o fată în rochie de seară vine, se așează lângă tine, dacă îi cumperi ceva de băut, bineînțeles, și îți șoptește la ureche că ești cel mai frumos, inteligent și fermecător bărbat din univers pe care l-a întâlnit ea vreodată. Variantele mai hard ale acestor cluburi sunt opai bar, adică sân bar. Pentru a da dovadă de mai multă credibilitate, fetele le șoptesc clienților aceleași minciuni dulci, dar la bustul gol de data asta. În funcție de locație, poți doar să privești sau să mergi mai departe. Avem aici un astfel de anunț, doar că nu știu cât de mult putem filma, pentru că sunt foarte mulți bărbați dubioși pe stânga și pe dreapta care se uită la noi. Aici, în dreapta, ar fi fost. În Japonia există și niște locuri ce se numesc soap land. Teoretic sunt băi, dușuri, dar cu un alt suflet inclus în preț. Dacă te simți singur și crezi că ai nevoie de cineva să te spele pe spate, cineva care, pentru a nu știu da hainele, se dezbracă și ea, aici e locul perfect. Aici, peste drum, avem un astfel de soap land. Și încercăm să intrăm puțin, să vedem dacă putem filma cu camera ascunsă. Da, nu ne-a lăsat să intrăm. Am spus că e doar pentru japonezi. Dar am văzut prețurile. Erau două prețuri afișate, unul de 12.000 și altul de 14.000. Probabil că în funcție de serviciu oferit. Zici tu, Andrei? Depinde cât de mult vrei să fii mângâiat. Probabil. Și ca să se vadă și să nu se înțeleagă că am plecat cu Andrei la desrăbălare, e și Eliza cu noi. Și am ajuns în cartierul Shinjuku, unul dintre cartierele cu cea mai mare viață de noapte de aici, din Tokyo, și unde prostituția se practică la fiecare colț. Și vom vorbi despre Image Club sau Imekura, una dintre cele mai populare fantezii de aici, din Japonia. Aici, pe dreapta, avem un astfel de club despre care o să vă povestesc imediat. Nu prea putem filma, bineînțeles, dar... Și toți băieții ăștia de aici, eu pe dreapta, cel mai probabil că sunt în spatele fetelor. Nu știu sigur să vă spun treaba asta, dar așa avem noi impresia. Nu știu ce despre asta, eu vă zic sigur că așa se întâmplă. Mai devreme am venit un băiat ăsta la mine și m-a întrebat dacă sunt în căutare de fete. Și a venit cu un ațipil la mine, cu un fel de poză, în care să-mi spună că uite, astea sunt fetele lui pe care le are și încerca să-mi explice. Dar cum se spune, să mă convine. Aceste cluburi numite Imekura sunt un tip de bordel cu tematică de fantezii populare, cum ar fi cabinetul unui medic, sala de clasă sau vagonul de tren. Cea mai populară fantezie în Japonia este joaca de trenulețul, mai exact pipăitul în aglomerație. Salonele sunt decorate ca un vagon de tren în care clientul înghesuie fata fără să fie amendat. Ce drept, fantezia asta în România devine realitate la orice ore de vârf, în tren sau metrou. În aceste cluburi, femeile câștigă mai mulți bani decât celelalte prostituate, ajungând chiar și la mai mult de 5.000 de dolari pe lună în funcție de performanță. O experiență la un Image Club nu este deloc ieftină și te poți aștepta să plătești între 100 și 3.000 de dolari în funcție de locul în care mergi și de ceea ce cauți. Există unele cluburi în care intrarea poate costa doar 10 dolari, dar prețul va crește imediat pe măsură ce plătești pentru cameră, pentru timpul pe care îl petreci acolo și pentru orice activitate. Însă, pentru turiști este puțin mai greu să intre în astfel de cluburi, pentru că marea majoritatea lor nu acceptă străini și este important să reții că dacă nu ești binevenit, ar trebui să pleci fără prea multe întrebări, pentru că majoritatea acestor cluburi au legătură cu Yakuza, cu mafia japoneză, și se așteaptă ca oaspeții nedoriți să respecte regulile. Dacă găsești totuși un club care servește și străinii, atunci cu siguranță va trebui să vorbești japoneză sau să ai pe cineva cu tine care să o facă. Bineînțeles că și acoperă fața. Ca peste tot, fetele și acoperă fața.
foarte mare haos, ținând cont că e miercuri azi, nu e sâmbătă, duminică. Orașul mare, nu? Normal, dar peste tot. Peste tot unde te duci în Japonia, în Tokyo, e așa. Tu te simți puțin ca în Thailanda? Așa, 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 nu chiar, e altfel de atmosferă. Acolo era mai safe, era mai altfel. Nu știu cum am intrat în centru să deja m-am pierdut de voi. Dar uite aici, fii atent, sunt prețuri diferite, de la 8 la 12, 12, 17, 17, 21 și 21 până la final. E cel mai scump seara, cu cât te îndrepti mai mult spre seară, e mai scump. Da, dacă vreau masaj. De care masaj? Nu am mai stat să mă întreb, dar îți dai seama. Dar dacă nu vrei să ajungi într-un astfel de loc și pur și simplu vrei să ieși cu cineva la restaurant sau club normal, după care să o inviți la tine acasă sau la hotel, serviciile de escortă se practică adesea în Japonia, iar ca în oricare altă țară în care prostituția este ilegală, acestea funcționează perfect. E un fel de traversatul pe roșu, deși e interzis, e la tot pasul. Prostituția este foarte populară în Japonia și dincolo de Tokyo, în alte orașe mari, precum Osaka sau Yokohama. Pierdut mai devreme câteva ore într-unul din cluburile de noapte de aici, în Japonia, cluburile normale. Și nu știu cum a făcut al meu Andrei, dar cred că pentru prima dată în istorie s-a auzit melodia Toate Diamantele într-un club din Japonia. Păi, la Mardașilor, ce muzica aia de calitate. Da. Ce să asculte și în cluburi. Asta a fost vlogul de astăzi. Nu uitați să ne susțineți cu un like și să distribuiți videoclipul dacă v-a plăcut, pentru a ajunge la cât mai multă lume. Iar noi ne vedem curând cu un alt vlog tot din Japonia.